uitați, cine s-a trezit? Cine s-a trezit? Cine s-a trezit aici? Cine? S-a trezit pe la vreo 5 fără 10, cam așa. Dar a dormit, 6 ore jumate le-a dormit. Dacă aș putea să mă culc și eu când se culcă el, aș reuși să bag destul de mult somn. Așa-i? 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 Și bineînțeles, are și Florin parte de acțiune cu Claudia, pentru că s-a trezit și Claudia. Și el este jos la Claudia. I-am făcut un ceiuț și o să-i dea un pic de ceai. Că e destul de înfundată. Da. Cine e băiatul meu? Cine e așa băiatic și frumos? Băiatul meu? Băiatul meu e așa mic și frumos? Da. Ok. Frumos. Așa. Ok. Încă? Hai, mai facem niște nani? Tatăl nu poate. Dar de unde știu că trebuie? Hai de altfel. E umflat. Melissa, gata s-a golit castronul? Pui? Ce să pui? Nu mai pui nimic. Pui niște ciorbă mai târziu. Și mâine la grădiniță, Melissa, nu? Pui niște ciorbă. Melissa, te duci tu cu ea la grădiniță. Mâine mergi la grădiniță? Că eu nu pot să merg. Mergi la grădiniță cu mami? Da? Nu, cu tata. Ba da. Sau mergi cu tati? Mama. Mama? Dar pe mine m-ai întrebat dacă vreau să merg cu tine? Păi, e a doua deja. Lili, o trecem pe contul tău. Păi, măi, lui Lili. Nu, măi, așa. Așa. Da, aveți nevoie de mine? L-am schimbat pe baby, i-am dat să pape. Da, așa, ar fi parcă tine să-l scap. Da, cum să vină să-l scap? Îl țin bine. Nu se vede. Deci hai să facem așa, acum, vlog invers. Să mă vloguiești tu pe mine? Da. Cum să-l scap? Așa îl țineam. Numai că nu prea te vezi, că e lumină. Cam mare animalul pentru cortul ăsta. Nu m-am pus ca să nu puteți spre minge Lilișor. De să-i dăm mingea lui Lilișor. Dar jucările tale nu sunt bune? Nu? Nu-i voie. Nu. Săraca Lily J ispitită e. Să reziste la așa tentații. Și te-ai învățat și le adună așa mereu? Da. Păi da. Stai, iar a luat. Nu, a luat-o tot pe aia. Și primește una pe zi sau cum? Nu, de obicei primește una când se servește singură.
și nu suntem pe față. Vezi așa o minge. Și să vrei să-ți bagi dinții în ea și să știi că Lily... Dar e bine că e cu minte, uite, așa, bravo, vino aici, vino așa. Tu ești cu minte. Tu nu rozi toate mingile, nu? O dă sfățata. Ne-am luat și o zi aici, una nu mai găsești un flan. Care-i treaba, Melisa? Nu te înțeleg ce zici. Asta. Unde e flanda? Uite, e aici. Vrei să te încarci? Nu, lasă, că e ok nu. Aici. Lasă, nu. Du-te tu. Dacă intră Lily în cort, cred că nici cortul nu mai rămâne, da, păi mingile. Vrei să bag ea? Ce, ai băgat-o pe Lily în cort? Da. Ai, Lilișor. Ai fost în cort? Și cred că nu i-a plăcut deloc. Abbas! 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 Nu-i voie! Nu-i nimic, comandă mingi de pe contul mădă de eBay. Zic că plec, e prea mare ispita, prea mare tentația. Dar nu-i place mama, nu vrea, vrea să stea aici, vrea, uite, ea vrea să fie mângâiată. O băgăm înapoi pe Lili? Hai aici, Lili. Du-te înăuntru și nu o lăsa să mai iasă. Ține-o bine. Să o pun bubit acum. De-aia zicea să pun ceva de sus. Ei, să nu se mai arunce din nu avion. Nu te mai arunca Lily? Lily? Da. Lily? Vrea să fie acolo și acum dă-te, dă-te când are rău. Dar uite, Lili pleacă dacă nu o tratezi cu ospitalitate, uite, vezi? Lili pleacă că e prea tentată să roadă alea. Hai, Lili, vino aici. Hai, vino aici. Da, Lili se duce dacă o iubești, nu? Da, atunci te joci cu ea dacă o mai aduci. Nu mai se duce la cine o iubește. Te mai, da, atunci ai trebuie să joacă-te cu ea, da? Cădiță. Cădiță meu. Ce iubire. Ai pânzi un pic. I-a pieptănat mami părul și s-a supălat un pic. I-am prins din greșeală așa o șuviță și am tras așa, dar cred că o așa două, trei fire și alea sunt foarte nașpa așa când te tragi numai de două, trei fire. Că s-a agățat un pic. Și imediat a făcut așa o fățucă tristă. Că nu știa ce se întâmplă. Nu-ți face mami nimic. Mami te iubește. Și mami vrea să fie frumoasă. Da, că te iubește, mami. Codița lui mama, codița. Codița frumoasă. De întristat așa. Ce cauți acolo? Și cum ai intrat? Hm? Cum ai urcat în pătuțul lui bebe? Cum? Înseamnă că trebuie să mut iar noptiera, mă gândeam că e destul de mare distanța și nu poți să te urci. Hm? Ce faci acolo? Și unde e moțul? Nu-i? Dar cine ți l-a luat? Tata. Tata ți l-a luat? Melisa?
ora magică, este 8:30, pe Melissa trebuie să o bag la somn, pe Daniel trebuie să îl schimb în pijamale, Claudița este deja schimbată în pijamale, dar este supărată și mai trebuie să-i dau o puțină mâncare și medicamentele. Și da, este ora magică, cum spuneam. Lily? Lily? Unde s-a dus? Ah, ești aici, nu știu, te-am văzut. Da, și cam asta este situația la noi. Nu știu dacă o să reușesc să mai filmez prea mult. Așa că cel mai bine e să închei vlogul acum, pentru că altfel cel mai probabil nu o să mai reușesc să-l închei. Așa că eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă pup. Măi, Melissa, unde te mai urci? De ce îmi stă corazonul? Pa! Păi, pa, dar dă-te jos de acolo, că mă faci să am palpitații. Vă mulțumim pentru vizionare, vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa! Cum te urci în pat? Ia uitați cum se urcă Melissa în pat. Păi așa, mama. Și acum să vedem cum te dai jos. Nu poți să te dai jos? Lasă că o ridic eu. Da, și eu sunt aici cu Daniel, că nici nu știu cum să-l țin ca să pot să și filmez. Aici e puiul meu. Puiul meu, puiul meu.